Chiar dacă de obicei nu-l apreciem atât de mult pe cât ar trebui, monitorul este unul dintre cele mai importante elemente din setup-ul oricui. Eu sunt Roberto, iar astăzi vreau să-ți ofer 5 sfaturi pentru a-ți alege monitorul potrivit pentru tine. În primul rând, alege diagonala care ți se potrivește. Chiar dacă ești tentat să crezi că mai mult înseamnă mai bine, în realitate un monitor de, să zicem, 32 de inci îți poate cauza stări de greață sau dureri de cap dacă stai prea aproape de el. Mai mult decât atât, dacă monitorul are diagonală mare și nu are o rezoluție mare, 4K sau măcar 2K, vei putea distinge destul de ușor fiecare pixel. În acest moment, cele mai populare monitoare sunt cele cu dimensiuni între 22 și 27 de inci. Dacă vrei ceva cu adevărat diferit, însă, poți alege un monitor ultra-wide cu un raport de aspect 21:9. Un alt lucru de care trebuie să ții cont este tehnologia panoului. Probabil ai văzut că există IPS, VA, TN și alte variații ale acestora. Avem deja un episod dedicat diferențelor dintre aceste tehnologii. Însă, pe scurt, dacă îți plac jocurile competitive, unde timpul de reacție este extrem de important, vei vrea un monitor cu panou TN. Acestea au în general un timp de răspuns mai mic și o rată de refresh mare, acest ultim aspect permițând afișarea a mai mult de cele 60 de cadre pe secundă, așa cum ne-au obișnuit celelalte tehnologii. Dezavantajul TN-ului este că redarea culorilor nu este la fel de reușită ca în cazul celorlalte tehnologii. În schimb, în cazul monitoarelor IPS, culorile sunt foarte frumoase, însă timpul de răspuns și rata de refresh nu sunt la fel de impresionante. Sunt recomandate atât pentru cei care vor să savureze la maximum grafica din jocuri, cât și pentru cei ce folosesc monitorul pentru grafică sau editare video. Varianta de mijloc este VA, un panou care redă culorile cu mult mai multă acuratețe decât TN și are un contrast chiar mai bun decât în cazul IPS, dar nu este la fel de rapid ca TN-ul și nici nu are unghiuri de vizualizare la fel de bune ca IPS-ul. Screen tearing. Te deranjează foarte tare tearing-ul în jocuri, adică acele momente în care imaginea pare să se rupă de la jumate atunci când totul se mișcă foarte repede? Atunci ai opțiunea de a activa V-Sync în jocuri, lucru care introduce input lag. Sau, o altă opțiune este aceea de a folosi un monitor FreeSync în cazul în care ai placă video AMD sau un monitor G-Sync în cazul în care ai o placă video Nvidia. Aceste două tehnologii sincronizează monitorul la rata de cadre pe secundă pe care le poate genera placa video și nu introduc la fel de mult input lag ca în cazul V-Sync. Din păcate, monitoarele compatibile cu G-Sync sunt mult mai scumpe, așadar mulți utilizatori ai plăcilor grafice Nvidia folosesc monitoare cu FreeSync sau unele care nu dispun deloc de o tehnologie de sincronizare. Evident, utilizarea monitoarelor FreeSync împreună cu plăci grafice Nvidia nu are niciun fel de efect. Un alt considerent important este partea de intrări și ieșire a monitorului. Are intrări HDMI, are DisplayPort, are ieșire pentru căști, oferă porturi USB în care poți să conectezi periferice sau unități de stocare. Gândește-te la toate porturile de care ai nevoie. Cel de-al cincilea și ultimul punct este legat de celelalte facilități ale monitorului. Poate nu par importante la început, dar aspecte precum posibilitatea de montare pe suport VESA pentru perete sau posibilitatea de ajustare pe înălțime ar putea să conteze pentru tine. De asemenea, dacă lucrezi în domeniul fotografiei, te-ar putea interesa opțiunea de a întoarce monitorul în modul portret. Iar în final, dacă nu ai nevoie de un sistem de sunet foarte evoluat, poți opta pentru un monitor ce dispune de difuzoare integrate. Acestea fiind zise, îți urez succes la găsirea modelului care ți se potrivește. Iar dacă ți-a fost util acest episod, arată-ne acest lucru apăsând butonul subscribe și butonul de like de sub acest clip. Pa, pa!